Sute de copii, preșcolari și școlari cu sufletul plin de emoția unui nou început, s-au reunit în curtea școlii gimnaziale Sfântul Iacob pentru a fi prezenți la debutul unui nou an de învățământ. Pentru că această instituție se bazează pe o educație creștină, cu toții au primit mai întâi binecuvântarea preoților. Dumnezeule al tuturor, te rugăm, dăruiește școlarilor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, deschide-le și luminează-le sufletul și inima, mintea și gura, ca să înțeleagă învățăturile ce li se predau, să învețe și să facă voia ta cea sfântă. Ferește-i de toată ispita diavolească, păzindu-i în toate zilele vieții lor, sănătoși, curați și luminați, făcându-i să sporească în bine totdeauna în toate poruncile tale, ca astfel să poată fi folositor lor înșiși, părinților, fraților, surorilor și poporului nostru românesc și creștinesc, aducând bucurie și mulțumire învățătorilor și făcătorilor lor de bine. Familie iubitoare! Această expresie creștină are fundament, pentru că noi spunem că Dumnezeu este iubire. Și în iubirea divină introducem iubirea noastră umană și dorim să o trăim prin cuvânt și faptă. Și reprezentanții administrației locale au fost prezenți la festivitatea de deschidere. În anul 1996, când s-a înființat această școală, eu aveam 9 ani și deja eram înscrisă la altă școală și mi-a părut foarte rău că ai mei n-au vrut să mă mai mute pentru că auzisem despre standardele înalte care se impun în această școală și uitându-mă în curtea școlii, văd că standardele nu doar că s-au păstrat, au crescut. În noul an le doresc putere de muncă copiilor, dar și cadrelor didactice și părinților. Sunt părinte de 2 copii care sunt în școală și știu foarte bine că școala este și despre părinți și despre copii. Este datoria noastră să învățăm dragostea de țară. Inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Dumitru Tudosoiu, a transmis un mesaj la început de an școlar. Educația nu este ușoară și nici nu trebuie să fie ușoară. Ea presupune sacrificii, uneori lacrimi, efort, muncă. Și toate acestea pentru că școala trebuie să rămână ultima redută în fața non-valorii, a mediocrității, a uzurpatorilor calității umane. Dacă ne vom apăra cu entuziasm și credință redută, vom putea oferi României un viitor. Respectându-ne școala, vom putea să nu trăim doar din manuale de istorie și din poveștile bunicilor. Apreciindu-ne dascălii, vom putea să fim, la rândul nostru, modele pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, pentru prietenii și colegii pe care îi avem sau pe care îi vom avea. Ne dorim să putem construi povestea școlii împreună. Fiți parte din ea, nu vă temeți de provocări, înfruntați-le, împreună vom ajunge la capăt. Școala gimnazială Sfântul Iacob oferă celor care învață aici, de la grădiniță și până la gimnaziu, o educație care valorifică talentul fiecărui elev în parte, ajutându-l să-și descopere drumul în viață. Bucurie, entuziasm, dedicare și respect. Cuvinte de căpătâi, pe care dacă vom reuși cu toții să le punem în practică, viața noastră va fi mai ușoară, iar rezultatele culese la finalul anului școlar vor fi din cele mai alese. Bucuria de a fi împreună, entuziasmul de a descoperi cunoștințe noi și oameni noi în fiecare zi, dedicarea cu care facem față provocărilor și cu care depășim obstacolele, respectul pe care ni-l arătăm unul altuia în fiecare zi. Dacă elevul, copilul, preșcolarul va fi permanent în atenția noastră, a celor doi actori ai educației care suntem în preajma lor permanent, e vorba despre profesor sau despre părinte, atunci șansa lor de a se integra cel mai frumos în viață și de a avea un viitor minunat sunt garantate. Dacă astăzi atmosfera a fost mai destinsă, de mâine activitatea va începe în forță, cu noi provocări și cu acumulare de noi cunoștințe.